Hai, mami, eliberează baia! Mamă, mamă, ce am ajuns să stau la coadă la baie la mine în casă! Și când te gândești că la noi în bloc s-a eliberat un apartament cu 4 camere și cu 2 băi. Hai, mami, hai! Nu mai pluiera, femeie, că mă scapă mine! M-am săturat de chinăzăreala asta. 1000 de inși într-o chicinetă. Mai, Fanica, știi ce m-am gândit? Eu că știi că sunt deșteaptă ce m-am gândit. Ce-ar fi să divorțăm noi din interes, așa cum ne-am și căsătorit, și să pun eu mâna pe apartamentul ăla cu 4 camere? Păi tocmai acum, Lilișor, când abia începusem și noi să ne înțelegem unul cu altul, a? Mă, e la mișto? Ce se vede? Te poate Dumnezeu, Corlele! Păi tu, ce am stricat eu casa? Cu ce am stricat eu casa? Și copiii, Cornele! Copiii noștri! Care copiii noștri? Care copiii noștri? Da, copiii noștri! Ce-i cu copiii noștri? Care copiii noștri? Iertați-mă! Copiii noștri, tu ai zis de copiii noștri, nu tu mi-ai zis de copiii noștri! Ce-i cu ei, spune, dacă tu mai ai copii? Unde sunt copiii noștri, Cornele? Domnilor, nu cumva ați greșit cabinetul? Mă, stai, ce copii? Despre ce copii este vorba de mă întrebi? Unde sunt copiii noștri? Unde sunt copiii noștri? Nenorocitule! Unde sunt copiii noștri? Certăm, hai, fraților, să ne certăm organizat. Care e problema, doamnă? Așa, foarte bine, foarte bine. Continuați, foarte bine. Ce faceți? Vă rog, doamnă, vă rog, poftiți aici pe fotoliu. Vreau acum un profil, vă rog, așezați-vă. Vai, minunat, cum puteți să vă așezați. Vă rog, puneți un picior peste celălalt, așa. Cotul drept rezemat aici, vă rog. Degetul arătător la tâmplă, semn că meditați. Liniște! Ce cauți, domnule, aici, dumneata? Vă spun imediat. Ce vreți, eu sunt... imediat vă spun. Eu sunt Filip Enescu, vă rog, gata, vă rog. Toată lumea pleacă acum și mâine la caserie. A fost bine? Caserie, da? A fost foarte bine, vă rog. Bine, a fost bine? Da? Minunat, vă rog, la caserie, da, la caserie. Mulțumesc. La etajul 3, a spus, nu? Exact acolo. Vă rog frumos să ieșiți acum. Și da? Pentru ea e tot ăla. Da, e perfect. Acolo, amândoi la etajul 3, la caserie, vă rog, mersi. Cine întreba? La revedere. Eu sunt... Auziți? Da? Nu, lăsați. Eu sunt Filip Enescu, sunt regizor, producător, realizator, scenarist, operator, editor, etc., etc. de televiziune. Cântați și la vreun instrument? Mă gândeam că poate faceți și genericul emisiunilor pe care le produceți. Am încercat și eu o glumă. Da, foarte bună. Dar de asta ce auziți, spuneți? Nu, nu, mulțumesc, nu mai întrerupeți, vă rog. Ieșiți, domne, imediat când vă rog. Un prieten, da? Care v-a fost client, așa, mi-a recomandat să vă contactez pentru o emisiune de televiziune. Wow. Și tocmai ați trecut castingul spontan pentru postul de invitat permanent într-o emisiune, da, în prime time. Senzațional, adică da, pot să ajung și eu. Da. Exact, este o ocazie nesperată, vă rog să mă credeți. Adică, bani, faimă... Eu am trac în fața camerei de la vederi și nu cred că o să fac față, adică este și o presiune foarte mare, dar oricum sunt onorată. Dar nu vă faceți griji, vă rog să mă credeți, camera se va îndrăgosti de dumneavoastră. Un spălat și o cafea, vă rog. Deși dacă ar fi nechezul, mi-ar aminti de tinerețe. Ce vă bine? Sunt eu, Felix. Oh. Eu lupt să detensionez relațiile dintre comuniști și imperialiști. Dar care imperialiști? Noi suntem patroni. Măi, Gear, vezi tu, nenea Felix încearcă să spună că el în cafeneaua spălătorie ca și client, mă înțelegi? Cam același lucru. Mamă, și ce client? Mi-e frică să nu se rupă blocul. Îți dai seama. Aolo, ce client! Felix, ești clientul cu numărul 1000. Asta înseamnă că ai câștigat marele premiu. Asta înseamnă că o să apari într-o reclamă TV. Asta înseamnă bani și faimă. Exact, visurile tale, tovarășe. Nu se poate așa ceva? De cum? Nu trebuie să fiu în ilegalitate. Dacă aud tovarășii că am spălat rufele murdare într-un bărlot capitalist, am terminat-o. Nu m-ați văzut, n-am fost aici. Măi, ce ești, măi! Premiu. Felix, vino să-ți iei premiu, doamne, vino! Da. Stimată doamnă, soțul dumneavoastră vă agresează fizic?
Da! Nu. Vă vorbește urât? Tot niciodată! Ce-am vorbit urmă, vă mai întreb un lucru. Bea cumva alocația copiilor? Oh, păi nu vă uitați la el, că e un butoi de bere umblător. Eu nu beau, domnul judecător. Mă rog, doar pe banii prietenilor. Deci, ce să vă mai spunem? Nimic. Vă mulțumim. Este cât se poate de limpede. Păi, da. Nici să nu vă gândiți că aș putea să vă divorțez. Domnul judecător, pe noi... Păi, stimate doamne, dacă nu vă bate, dacă nu vă înjură, mă rog, la mine înjurăturile de mamă nu se pun, că am o boală teribilă pe soacră mea. Atunci, cum credeți că aș putea să vă divorțez? Fără dovezi serioase. Și martor, nu vă divorțez. În jurul nostru, dar ceva pentru că avem o problemă foarte delicată. Hai că ai început bine, zi. Vreau să divorțez. Așa. Adică nu vrem să divorțăm. Foarte bine. Și avem nevoie de un martor mincinos la proces. Ați apelat exact la cine trebuia, frate. Martor mai mincinos ca mine nu veți găsi nicăieri. Ce să... Ce-a zis, bă? Voi doi vreți să divorțați? Aoleu, mamă, dar ce v-a apucat? E dor de libertate? Hai, mă, caberez deja. Și nu spui așa, mă, frate, ca să înțeleg și eu. Măcar tu să trăiești visul oricărui bărbat însurat. Dar ce, mă, tu nu ești fericit cu Bela? Ia, bă, lasă-mă pe mine, mă, eu sunt eu. Adică Nelu. Și nu mă mai luați la întrebări. Când e procesul? Ah, curând, Nelu, curând. Dar sigura, da? Înseamnă că avem nevoie de dovezi chiar astăzi. Da. Tovarășe! Nu mă înțelegi că asta se face bine, asocierea cu un premiu? Asta ar arăta că un comunist este un supraviețuitor și nu un inadaptat, tovarășe! Nu mai bateți, plecați, nu este acasă, dar ce premiu? De unde premiu? Nu am luat niciun premiu, tot și administrator muncește, este la administrație, vă rog să plecați! Nu mai insista, Trit, nu mai insista, că mă dar dumneata, ascultă-mă și tași din gură. Dar dumneata nu înțelegi că eu insist pentru că te cunosc. Aoleu, ce ghinion aș fi avut dacă eram fita. Nu, acum pe bune, tovarășe. Adică de ce să dau eu retur premiu când ar putea să se bucure partidul de banii aceștia, a? Zi, tovarășe! Tovarășe! Nu mai bate, atâta! Nu mă interesează premiul ăsta și nu mai insista. Nu mai insista? Dumneata, hai să fii cu mine acum așa, s-a înțeles? Și fără comentarii, gura mică, cât vrei să mai urmă aici, voi? Cât? Zic că mi-a răcit gura, cât? Stați un pic, eu știu că era albă înainte, dar asta e ultima modă la Milano, se poartă afumat. Îndepărtează și țânțarii. Băi, care dă primul? Eu, mă, că-i cămașa mea. Stai, domne, stai un pic. Să știi că eu am un frate mai mare, care dacă se întoarce din oraș, nu știu ce vă face. Plus că sunt și însurat. Mă, ne zic, să vezi și-o neamnă o tine, băi! Ia ce-ai voi? Stăm de cu bărbatul meu, dați-i voi înapoi, a? Ce-ai făcut, mi-ar le-a stricat, e că urile smune. Iar? Da. Cum? Peter Felix. Da? Păi, vedeți dumneavoastră, o rezolvăm noi într-un fel. Dacă ați intrat în cafeneaua Starbucks, înseamnă că sunteți clientul cu numărul 1000. Da. Mă rog, 1001, 1002, 1003, 1004. Și pentru asta veți primi câteva mii de euro bune de tot. Și veți apărea într-o reclamă TV. Poftiți, plicuial dumneavoastră. Da, că nu mai spuneți că noi comuniștii v-am făcut numai rău.
Uite, am renunțat la premiu în favoarea voastră. Să cheltuiți cu plăcere. Să fiți mulțumiți. Să fiți mulțumiți. Ce vreți dumneavoastră? Să cheltuiți. Cât spuneam? Câteva mii de euro. Felix, azi un leu la cel de pui, el va spate pui. Felix, asta mai duce acum cu tine. Tragere, următoarea tragere. Hai că sunt doar câteva mii de euro, nu-i așa? Hai mă să vă aud, ia, hai. Nesimțitule care ești, că m-am săturat de tine, ai înțeles? Au! Au, ce e asta, mă? Ce e asta, mă? Nu e bine, dumne! Trebuie să vă audă vecinii că vă certați! Băi, tu trebuie să ții mai tare că ești bărbat, ha? Așa e, mă, așa e. Zici că tu ești bărbat, ai dreptate. Hai, ții-te, da! Nesimțitule ce e! M-am săturat de tine! Foarte bună, bravo! A fost bună. Acum bătaia. Cea mai importantă probă este bătaia. Păi, da. Tu, Lili, trebuie să-l plăznești pe ăsta, să-i sune apa în cap, dar să-i dai una de... Da. Eu sunt martorul vostru, adică trebuie să văd, da? Păi, da. Scena aici în fața mea, hai, ia. Lilișor, am și o rugăminte, mamă, să lovești și tu bine din prima, da? Da. Adică să iasă vânătaia din prima, nu să dai de mai multe ori să leșim pe aici, doamne. Da, da, da. Da? Adică... Hai, ești gata, Fănică, să faci nani? Cum adică să fac nani? Păi, uite așa. E bine? Ce-ai făcut, mă? Băi, Lili, mă, un pic mai încet, mă, frate, mă, numai așa, tă, băi, bine, mă, mori! Da, cum, ai... mă, așa e bine? Mă, aolea, mă! E bine? Asta a fost bună, cred. Ușor că sunt cărți de specialitate, vă rog mult de tot. Atenție că sunt dosarele pacienților astea. Dați-mă, 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 așa, mulțumesc. Hai măi, hai măi, ne mișcăm. Băi, fă ceva cu camera asta, te rog. Și ăla, puțin mai sus, vă rog. La ce intrăm în direct, vă rog? La 8. La 8, este perfect. Hai, puțin mai repede. Am timp să-mi sun și eu soțul și prietenii să se uite și ei diseară la emisiune. Trandafiri pe malul mării, te rog, nu mă da uitării. Te rog, sună-mă să ne întâlnim la mine acasă. Sunt singură și te doresc. Mioara, de trei ori, femeie pentru fane. Se poate mai repede? Ia uite, bă, iar mă sună, băi, frate, bă. Băi, dacă mă mai sună mult, eu din greșeală o să-i trimit mesajul lui Bela. Uite să vezi. Aoleu, ai grijă, măi, Nelu. Măi, ți-am spus că nu trebuie să afle nimeni că noi am divorțat ca să obținem apartamentul ăsta. Ce apartament? Ce apartament? Ce apartament, mă? A, voi faceți asta? Să luați apartamentul ăla liber din bloc? Ce apartament, mă, de rușine? Măi, nu vă e rușine, da? Mă, luați de prost, bă, apartament, mamă! Ce faci, Lilișor? Vrei să rămânem fără martor? Lasă-l, mă, când s-o trezi, aș uita de apartament. Inculpat Fane. Parte vătămată Lili. Cu toate aceste mărturii, consider că trebuie să-mi fac datoria și să încerc să vă împac. Sunteți de acord să lăsați toate problemele căsniciei la o parte și să vă duceți viața împreună pe mai departe? Nu! No. Ce răzbdare? De ce? Păcat! Păreți o pereche potrivită. Vi se pare? De ea de meserie. Mai bine rămâneam tractorist. Cu nebunii ăștia nu mai pot să fii judecător în România. Mă, ce te-a apucat, mă, să îndruși toate prostiile astea? De ce, mă? E bune, mai aveai puțin și mă făceai criminal. Păi, da. Păi, sper, Lili, te-ai supărat? Nu, sper că nu. Nu m-am supărat, mă, dar să știi că ăsta putea să fie un plan B. Îl băteai pe Nelu, intrai în pușcărie, ce? Eu rămâneam mamă singură cu doi copii și obțineam apartamentul. Ce facem, mă? Ia uite, așa care va să zică. Adică voi divorțați pentru apartamentul ăla liber din bloc, mă? Gata, nu mai sunt jucăria voastră, mă. Vă dau un vilag la judecător. Gata, mă, nu. Hei, ce se întâmplă? Îl doară măseaua pe martor și îi facem un masaj facial, să știți. V-au păcălit, domnul judecător. Și-au bătut joc de dumneavoastră, să știți. Stai jos. Da. Da. Stai jos. Da. Să ne ridicăm noi. Nu-i adevărat. Deci, eu v-am spus, are niște probleme. Mi-am dat seama. Așa!
Dar o să vă dau o lecție de o să vă ustre. În numele legii, vă declar divorțați. În numele legii... Ce bravo, bucurie mult! În numele legii, da, liniște... Spuneți, da, da. Vă oblig... Așa? Să locuiți în continuare, împreună, în același apartament. Următorul caz a fost semnalat de către un domn care pretinde că a fost păcălit de o familie vecină în vederea unui proces de divorț pentru a căpăta de la stat un apartament mai spațios. Invit alături de mine pe Lili, pe Fane și, bineînțeles, reclamantul Nelu. Bună seara! Și bine ați venit! Nelu? Bela! Lili! Bela? Fane? Bela! Vă cunoașteți? Nu! Lați loc, vă rog! Da, 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 da! Pentru Fane și pentru Lili, prima întrebare. Spuneți-mi, de ce credeți că v-a păcălit vecinul dumneavoastră? Eh, dar e posibil, de ce să aveți emoții? Haideți, spuneți-le telespectatorilor, vă ascultăm. Sau poate vrea să spune ceva domnul Nelu. Hm? Eu? Hm? Păi eu sunt cel folosit. Oh, săracul de dumneavoastră. Și acum ar trebui probabil să vă plângem și de milă, nu? Stimați telespectatori, eu doar am dat un telefon anonim ca să... Ia da, să... nu credeam că o să ajungem să ne bălăcărim pe post. Ia lasă tu pe stimații telespectatori și găsește-mi, te rog frumos, un motiv plauzibil, că altfel îți prescriu cămașa de forță, Nel. Extraordinar! Bravo, bravo! Așa să faceți, doamna psiholog, foarte bine! Și ție șocuri electrice! Auzi, Bela, te rog foarte mult până aici. Nu-mi curentezi, tu mie bărbat. Ce-ai, mă? Fostul bărbat, doamnă, pentru că dumneavoastră probabil ați uitat că sunteți divorțată. Deci domnul este liber. Eu nu mai înțeleg nimic. Vă cunoașteți? Nu! Și te rog frumos să nu te mai bagi în familia lor. A cui? A lor! Baie și a ta. Ha! Îmi pare foarte rău. Eu am fost căsătorită cu un bărbat cum se cade și nu cu un cioflingar. Extraordinar, dragi telespectatori! L-a făcut cioflingar pe soțul ei. Taci! Auzi? Nu îi spui tu să tacă! Eu îi spun! Taci, mă! Cum ai putut mai? Cum ai putut mai să faci așa ceva? Nu mai puțin. Publicitate. Dacă mai spun o dată publicitate, înghiți microfonul ăla. Așa te ascult, Nelu. Cum ai putut mai să faci așa ceva? De fiecare dată mă faci de râs. Stimați telespectatori, eu n-am dat decât un telefon anonim, atâta tot. Eu am vrut să le salvez căsnicia, să știți. Nu e posibil așa ceva. După cum observați, doamna psiholog adoptă o atitudine foarte familiară cu subiecții. Ia mai tați șfarda tot din gură. Măi, Fănică, Fănică, ia-ți la domnul la camera aia. Aici. Luați-l până aici, să spunem în fața tuturor că mă iubește în direct. Hai zi! Hai că să mă luați mai... Te ia, mă, te ia până zi-mă aici! Să vadă buzele, hai! Dați-l până aici, atât! Da, atât, zic. Așa! Așa? Zic? Lili! Așa! Vreau să spun că nu pot să spun că am un nod în gât. Da! N-am scos eu! Am emoții. Să încercăm să ne calmăm. Publicitate nu mai avem, așa că ce bine ar fi să încheiem emisiunea într-un... mi se spune în caz că, din cauza scandalului, avem audiență, deci vă rog. Zi-mă, porcule, mă, zi la domnul că mă iubesc, audă și mama, zi așa! Urmă, spune aici, nu vă spune ce să iubesc. Așa, zi, dacă mă iubesc, zi, 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 Bela, fii mai rugat! Iertați-mă, mă rog de tine, vreau să vorbesc cu... Stați puțin, vreau să vorbesc cu tine, Bela. De când a plecat Mimi de lângă noi, te rog, stați puțin. N-am apucat să vorbesc cu tine acum că suntem la televizor. Bela, stați, domnule, în pace! Nelu, stai puțin! Dar până atunci, te rog, spune, eu nu mai pot fără Mimi! Aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumesc din suflet pentru atenția. Noapte bună! Noi invitați
te iubesc. Că am obținut apartamentul. Este că sunt deșteaptă? Mami, ești deșteaptă, deșteaptă, nu glumă. Auzi, dar nu uita că trebuie să avem grijă de motănelul babei. Așa a lăsat în testament. Doamnă, și ce mare lucru! Să dai un laptic la un motănel, mare chestie. Ia zi, spațios! Ce mă dată? Fănică, ce motănel, mă, că e dita mai leu! Aoleu, cum am crescut un leu așa mare? Aoleu, în blocul nostru și habar n-am avut. A? Mă, Dișor, hai mă, măi pe mine cu leu, ce ți-a părut? Atâta e, atâta da, e. Da-mi voie, atât avea ochiul, nu? Da. Hai, dă-mi voie, lasă să rezolve un bărbat adevărat o problemă. Lili? Mă, Fănică. Lili, te rog, Lili, dă-mi voie. Botanel! Cred că ăsta a crescut de la mâncarea de pisici. Că bagă ăștia la chimicale în ele. Roșu, nu, stai. Nu, roșu, nu cred că e cea mai bună soluție. Nu. Cred că cea mai potrivită culoare ar fi... Exact! Păi, tu realizezi că noi am început să gândim la fel? Dă-mi copilul! Hai. Mihăiță, pentru tine! Ce bine că nu ne vede nimeni aici. Nici un ochi, nici o ureche. Nici măcar idiotul ăla de bărbat al tău. Vino să-ți mănânc buzișoarele tale, moie. Da.